Partidul Socialiștilor cere anularea impozitării coletelor venite prin poștă cu o valoare mai mare de 100 de euro. Un amendament în acest sens la proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul viitor a fost înregistrat de deputatul socialist Nichita Țurcanu. Socialistul propune să fie anulată inițiativa guvernului privind impozitarea coletelor venite prin poștă cu valoare mai mare de 100 de euro, din care fac parte produse cumpărate în magazinele online de peste hotare. PSRM insistă să fie păstrat actualul plafon de 200 de euro pentru impozitarea acestor pachete. Proiectul deputatului socialist mai prevede și inițiativa de achitare online a taxei pe valoare adăugată și a celor vamale pentru produsele procurate online peste hotare cu o valoare de peste 200 de euro. Asta pentru a face mai confortabilă pentru cetățeni operațiunea de vămâire a mărfurilor și pentru a reduce cozile la diferite instituții în perioada pandemică. Amintim că pentru coletele venite de peste hotare pe cale terestră, plafonul neimpozitat rămâne de 300 de euro, iar pentru cele care ajung în țară cu transport aviatic sau maritim, de 430 de euro.